RONOG înseamnă o platformă în care se întâlnesc cei mai buni specialiști din domeniul telecomunicațiilor, în care au ocazia să vină să vadă conținut și prezentări de calitate, de valoare. Evenimentul a început în 2014, acum suntem deja la 5-a ediție și ne bucurăm să vedem că comunitatea crește și oamenii sunt din ce în ce mai interesați de acest eveniment, cei care lucrează în domeniu, bineînțeles. În fiecare an există organizații noi care doresc să participe, care trimit oameni. Anul acesta, de exemplu, am avut 4 oameni de la Facebook, ceea ce este reprezintă ceva. You meet people, you can talk with people, you can learn about trends and new technologies which are out there and which you might never heard about, like Flowmon, right? Nobody heard about us here probably, but then suddenly you realize there is so much more you can do with your network already, just using the right tools or, you know, like finding out the right people to help you with that. I personally enjoy, like, you know, exchanging different ideas. It helps us, you know, we tend to be very focused on a particular problem space. It helps to take a step back and look at, you know, what other people in the industry and what are their challenges and like that exchange of ideas. Așa cum spuneam și în prezentarea mea, accentul începe să se pună din ce în ce mai pregnant pe partea de securitate și am văzut că aveți o sesiune întreagă dedicată pe partea de securitate. Partea de IoT și Smart City va fi în perioada următoare, pe termen scurt și mediu, un driver puternic pentru tipurile de trafic care vor fi transportate peste rețelele de comunicații. Automation, I think that's the key thing, and as we saw in the previous, you know, presentation with Facebook as well, automation is where everybody's heading, and I think, you know, truly that's the thing people should focus on. Lumea o să înțeleagă că este foarte important să avem un internet curat. Printre toate tehnologiile care s-au prezentat, multe au fost legate și de astea, cum ar fi security, cum ar fi ce a prezentat Massimiliano legat de RPKI cones și așa mai departe. Cele mai dureroase aspecte sunt migrarea în infrastructura subterană și cum reușim să supraviețuim la actualele cerințe din piață. We have seen complaints about the infrastructure and basically how the infrastructure is laid down. And this is actually important that these questions that are bothering operators and that are not good for the quality of the network are exposed at the meetings like this so people can actually do something. Tendința este de a pune presiune pe rețelele de cartier. Să sperăm că ANCOM o să vină cu soluții în reglementarea acestui acces la proiectul Net City. At the moment there's IPv6. Well, I'm the IPv6 program manager, but I see also very important is routing security. So we keep talking about how people behave on the internet and what the issues are on the internet, and routing security can help mitigate or make the internet a little bit better from the security point of view. Așteptăm la RONOG 6.